Creșterea numărului de cazuri de coronavirus pune din nou o presiune uriașă pe spitale. Medicii se tem că vor ajunge iarăși la limita puterilor, la fel ca la finalul anului trecut. La Pacient în România vedeți ce se întâmplă acum în spitalele COVID și cât de aproape suntem din nou de punctul critic. Suntem la camera de gardă a Institutului Matei Balș, iar ce am găsit aici începe să semene cu perioada de la finalul anului trecut, când valul 2 umplea spitalele până la refuz. Numărul pacienților care vin la urgență crește, la fel și al celor care ajung la terapie intensivă cu forme grave de coronavirus. Spuneți-mi, vă rog frumos, pe scaun, până decide de domnul doctor unde băgăm pacientul. Ușurel așa, mergem la pala. Haideți. Haideți să vă ajut, ușurel. Ușurel. Asta e energia, punem și oxigența. Doamna respirați mai bine acum? Respirați mai bine acum? Vă este mai bine? Nu, da. Păi ce să pățesc? E la modă. L-am luat. După una și ceva l-am luat. Ați apucat să vă vaccinați? Nu. Nu am apucat. Dar avea de două zile am aflat că sunt pozitiv. După simptome, na. Ce aveți? Dureri, din cap până în picioare. Medicii și asistentele aleargă de la un pacient la altul, le evaluează starea de sănătate, apoi decid dacă au nevoie și de internare. Doamna din imagini a venit la spital pentru că avea simptome de răceală. Și-a făcut un test rapid acasă și a ieșit pozitiv. Nu pot să-mi imaginez de unde am luat. Ieri am avut un maxim așa, în rest m-am simțit ca și cum aș fi puțin răcită, nici n-am băgat în seamă. Am ieșit afară, m-am dus prin parc, merg în fiecare zi 6-10 mii de pași. Ieri m-am simțit foarte rău, am avut dureri de cap cumplite, am avut un tremur, nu puteam să mă țin pe picioare, asta a durat cam 3 ore. Pacienții așteaptă în camera de gardă până sunt preluați de un medic pentru evaluare. Procedura durează câteva minute, apoi bolnavii sunt trimiși să facă un computer tomograf pentru a vedea dacă au plămânii afectați. Aveți notiția făcută, aveți antigen rapid și aveți da, antigen rapid. Aveți antigen rapid făcut de noastră acasă. Da. Pacienții care nu sunt în stare gravă sunt trimiși acasă cu tratament. Ceilalți rămân în spital pentru internare. Institutul Matei Balș este în situația în care nu mai poate interna în spital toți pacienții, pentru că nu mai sunt locuri. În urma incendiului care a distrus un corp de clădire al unității, 130 de paturi au fost pierdute. Soluția este ca bolnavii să fie transferați în alte spitale. Numărul pacienților care ajung în camera de gardă a Institutului Matei Balș s-a dublat în ultimele săptămâni și a ajuns la 200 pe zi. În acest moment, de exemplu, sunt 12 pacienți care așteaptă să fie internați. Vă așteptați să ajungem din nou la situația în care am văzut acele imagini de aici cu pacienții pe sol? Eu vreau să cred din tot sufletul că nu, dar dacă avem o creștere și o creștere constantă și nu există alte variante, în așa fel încât să fie mai multe spitale care să vină cu circuit COVID, non-COVID și să fie mai multe locuri de internare, e posibil. Că această creștere, după cum vedeți, de la o zi la alta, este mai mult decât evidentă. Și în momentul în care în București și în zonele din jur sunt peste 1000 de noi cazuri, facem un calcul și ne gândim că 20% dintre pacienți au nevoie de internare, încă au forme medii sau severe, un calcul simplu ne spune că sunt mulți pacienți care au nevoie de internare în fiecare zi. În camera de gardă, pacienții ajung unul după altul, la câteva minute distanță. Cadrele medicale încearcă să găsească o soluție pentru fiecare. Sunt un proces de la internare. Mă ajută și să vină vorul frumos. Să meargă pentru cete. Haideți în face. Dă-te un pic cu domnul doctor, că nu-ți face nimic, da? Aici am să vină o doamnă care are nevoie de oxigen. Pacienții care ajung în camera de gardă de obicei au nevoie de direct de o mască de oxigen? Adică a crescut numărul acestor pacienți? Vin târziu? Cei mai mulți pacienți au nevoie, într-adevăr, de oxigen. Acum depinde de gradul de conștientizare al pacienților. Sunt pacienți care vin imediat de la primele simptome. Dar sunt într-adevăr și pacienți care ajung la mult timp de la debut, când boala deja își
se instalează și apar leziuni. Medicii spun că, spre deosebire de finalul anului trecut, acum, la debutul valului 3 al pandemiei, cei mai mulți pacienți care ajung la urgență sunt tineri. E destul de clar că pacienți tineri sau de vârstă medie ajung să aibă forme severe cu insuficiențe respiratorie, deci o schimbare în raport cu ceea ce știam la începutul pandemiei. Această tulpină din Marea Britanie produce o boală mai agresivă? Nu spune că e mai agresivă, spune însă că sunt mai multe cazuri de tineri, din ce am văzut din statistică. Din fericire, cu totul, la numărul total de forme severe nu sunt mai multe. Terapia intensivă, aproape în tot timpul, sunt locurile ocupate. E practic și un număr mic, doar 20. În momentul în care se eliberează, există o adresabilitate mare. Ori sunt pacienți care vin din afara spitalului sau pacienți care s-au degradat din spital. Orele trec în camera de gardă și medicii continuă să trieze pacienții, dar paturile s-au ocupat și trebuie să apeleze la alte spitale. Haideți, vă rog, încet. Și consiliatul, vă rog, dați-mi voie, vă rog. Sănătate! Avem un număr de telefon de la DSST unde nepota din locul să-l scriem undeva ca să fie pus. Până când DSP va spune în ce spital sunt locuri libere, pacienții rămân în camera de gardă a Institutului Matei Balș. Spuneți-mi care este procedura pentru ca pacienții să ajungă în secție. În camera de gardă sunt 7 cabinete, iar în momentul de față sunt transformate în saloane. Sunt 15 paturi, dintre cabinete unul este de urgențe. Deci, practic, 15 pacienți pot staționa. În mod normal ar trebui să se întâmple pentru un interval scurt de timp. Dacă nu există loc, se poate întâmpla ca această așteptare să fie pentru o perioadă de mai multe ore. De practic, arată exact ca niște saloane. Pacienții au nevoie de oxigen. Din păcate, în unele situații sunt două surse de oxigen. Sunt pacienți cu insuficiență respiratorie, care au nevoie de o rezolvare rapidă și încercăm să avem această rezolvare. Dacă nu putem, pentru că nu avem locuri în spital, încercăm să găsim o variantă la spitalele suport din București sau din apropiere. Specialiștii spun că suntem deja la începutul valului 3 al pandemiei, motiv pentru care trebuie să respectăm în continuare măsurile de protecție. Țara noastră a ajuns aproape de 900.000 de cazuri de infectări cu SARS-CoV-2.